beneficiar de dreptate conform legislației în vigoare cu șumă. Domnule, domnule, și recunoaște măcar o parte din ele. Întrebați atât domnul domn. Nu, sigur că spune că nu am în instanță nu discutăm, în instanță doar se examinează. Dumnealui e doar la audiere. S-a comunicat acest fapt. Deci dumnealui a comunicat inclusiv mass media, cum ați spus, din poziția procesuală asta. Noi nu răspundem pentru domnul domnului domn. Noi răspundem pentru acțiunile noastre, pentru problemele care le realizăm și funcționăm asupra următorului aspect. Dar mi-ați spus data trecută legat de restricții, de expunerea pe rețele. Acum s-a schimbat ceva? Nu s-au schimbat restricțiile. Sunt aceleași restricții. Nu are interdicție de a comunica decât cu persoanele implicate pe cauza de noi. Dar faptul că acest eveniment care se invocă lui, se invocă lui, au avut pe câțiva ani în urmă, este greu pentru procuror de a acumula materiale probatoare? Nu. Sunt perioada anilor 2019, nici de cum nu putem spune că este o perioadă importantă, dar cam asta este specificul muncii de acum la probe, de a le administra conform codului de procedură penală. A durat un pic pentru că, după cum probabil cunoașteți, s-a dus la cunoștință, a fost condiționată de anularea unei ordonanțe de refuz de către curtea de apel, respectiv urmărirea penală a fost pornită abia după ce s-a pronunțat curtea de apel, respectiv la 18 mai. De atunci s-au pornit cauzele penale respective și se investigează ultimul. Dar procurorii la acea vreme au, să spunem, refuzat să emită ordonanțe și au spus la acea vreme că nu există probe. Au fost mai multe decizii ale procurorilor din... Anulate, da. Și acum, cum? Deci, ca să fie clar, orice probă, în cadrul unui proces penal, se apreciază la intima convingere a organului de urmări regionale, conform articolul 101 cod de procedură penală sau în instanță de judecat. Și respectiv, aceasta este o atribuție exclusivă a procurorilor și a instanței de judecat de a se expune și personalului. Pe Dumitru, nu știu. Ce decizi instanța, domn avocat? De unde are